O să aveți surpriza că în acele proiecte care au fost anul trecut, cu foarte puține s-au întâmplat ceva. Și aici o să vedem niște exemple. Cinematograful Dacia, Casa de Cultura Studenților, au fost bugetați bani cu care nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa acum sunt tot proiecte noi. Cel mai bun exemplu sunt clădirile primăriei de pe strada Moților 3 și Moților 7, când la ambele proiecte au fost bugetate câte 500.000 de lei anul trecut și anul acesta sunt bugetați iarăși, dar numai anul ăsta facem proiecte. Practic anul trecut n-am făcut absolut nimic. Deci dacă primăria nu are capacitatea pe propriile investiții, pe propriile clădiri să facă proiecte și să le ducă la capăt, ce să vorbim de alte proiecte? Anul trecut, în buget au fost alocate 4 milioane de ron pentru construire de parkinguri în cartiere. Nu s-a întâmplat nimic cu banii aceia. Singurele parkinguri care au fost pe poziții separate au fost cel din Mărăști și cel din Mănășturi, de pe Negoiu, poziții separate ca investiții, iar cei 4 milioane care s-au alocat nu s-a întâmplat absolut nimic. Cel de pe fabrici era finalizat.